Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat glasul Domnului și m-am dus pe calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag împăratul Amalec și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți, dar poporul a luat din pradă și voi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Amin. Amin. Vă rugăm să vă reocupați locurile. Eram în adunarea din Arbore, lângă Rădăuți, la o sărbătoare mare. Fratele Dragoș Hrițcu, un frate care l-am îngropat după ce a trecut bine de 90 de ani, conducea programul. Și-a anunțat el programul. Va cânta corul, grupul de tineri, o surioară va cânta o poezie, va recita. Și avem un băiețel să cânte o cântare. Măi, toate au fost bine, până o cânta sora aceea. Era o tânără. Când a început sora aceea să cânte, băiețelul acela care era anunțat și el cu o cântare, a venit la fratele Dragoș și a început să plângă. Bunicu! Era nepotul lui. Cântarea asta am vrut să o cânt eu și uite-o cântatul e. Dar fratele Dragoș, lasă-mă, tu cânti altă cântare. Dar eu nu știu altă cântare, numai asta o știu. Și apoi fratele Dragoș s-a ridicat și a spus: fraților, v-a plăcut cântarea care o cântat-o sora? Adunarea: da! Nu credeți că ar mai trebui cântat odată? Și fratele a spus că da! Auzi, măi, că frații vor să mai cânți odată cântarea. Așa s-a bucurat băiețelul său, așa cânta cu o igură până la urechi, că trebuia cântarea aceea cântată de două ori. Nu credeți că predica lui Beni, Eliad și al lui Nicu mai trebuie spus odată? Îmi dați voie să mai spun odată? Uite, mă bucur și eu acum. Acum, ca să nu vă ispitesc, era un program până la ora 3. Nu e obligatoriu. Și noi azi noapte am avut noapte de veghi, eu m-am culcat mult după miezul nopții. Știu de mult că vin aici, n-am avut niciun minut timp să mă pregătesc. Aseară, la miezul nopții, am spus: Doamne, dăm câteva gânduri de ascultare și neascultare. Și acum Domnul m-a ajutat că o predica frața așa pe larg și eu am să spun așa în termenii mei ce am înțeles eu de aici. Că eu am așezat porunca Domnului, eu am făcut o clasificare a ascultării. Și bineînțeles că am niște criterii după cum clasific eu ascultarea. În primul rând am așezat porunca Domnului, dar nu porunca. Pe mine m-am pus, dacă vreți pe voi vă pun, între ascultare și neascultare. Asta e marja, pe aici trăim noi pe undeva. Între ascultare și neascultare. Voi de care stare sunteți mai aproape? De ascultare sau de neascultare? Eu nu pretind și nu propovăduiesc o ascultare oarbă, fără discernământ. Nu. Sensibilitatea noastră, fraților, este să auzim și să cunoaștem glasul lui Dumnezeu. Ioan 10. Oile mele cunosc glasul meu și nu merg deloc după un străin. Că eu în spatele poruncii vreau să identific Duhul care o însuflă. Cine îmi spune mie să fac ceva? Cine îmi dă ordine? Cine mă roagă? Când lucrul acesta îl face Evanghelia, atunci eu spun ascultare 100%. Când Scriptura îmi cere mie un lucru, înseamnă că Dumnezeu mi-l cere, cuvântul Domnului este încercat. Spuneau frații, infailibil și are experiență. O dat randament de-a lungul a mii de ani, Biblia o dat randament.
Și atunci eu văd, dacă îmi cere ceva Scriptura să fac, adică dacă Dumnezeu îmi cere ceva prin Scriptură, necondiționat, eu trebuie să ascult. Doamne, ajută-mi în aceasta. Dar pentru asta trebuie să știi ce spune Scriptura, să o cunoști bine, să o citești, să meditezi, să o studiezi, și în momentul când ajungi la o cerere făcută de Scriptură, trebuie să ascultăm. Aici nu punem procentaj, mai ascultători sau mai puțin ascultători. Ascultare de Scriptură 100%. Încă o dată spun amin. S-ar putea ca o cerință, un ordin, o poruncă să ne fie dat printr-un dar profetic. Noi pocăiți și penticostali credem tare în darul lui Duhului Sfânt. Nu vi s-a întâmplat ca printr-un dar profetic să vi se ceară un lucru? Bărbatule, vinu, femeie, tânără, mie mi s-a întâmplat de multe ori ca să am o cerință dată printr-un dar profetic. Prorocie, printr-o vedenie, cuvânt de cunoștință, descoperire. Și la darurile profetice, eu aici mă opresc și spun așa, sunt daruri autentice care vin din gura lui Dumnezeu, prin prorocii lui Dumnezeu, și sunt proroci mincinoși și daruri false. Nu ar trebui noi să cunoaștem când a vorbit Dumnezeu și când a vorbit altcineva? Păi dacă a vorbit altcineva și îmi cere, fie că e un om sau o poruncă religioasă din asta, eu am dreptul să judec. Că neascultarea a făcut eroi de unii oameni. Neascultarea de unii oameni a făcut eroi. Că lui Daniel i s-a poruncit, n-are voie să se roage. Și el a spus, eu nu ascult porunca asta. S-a dus, a deschis fereastră către Ierusalim, s-a rugat de 3 ori pe zi și a ajuns în groapa cu lei. Noi avem cântări și predici. Ce l-a dus acolo pe Daniel? Neascultarea de porunca împăratului, dar ascultarea de Dumnezeu. Când vorbim de Hanania, Mișael și Azaria din cuptorul cu foc, și Adrag, Meșac și Abednego, neascultarea de porunca împăratului i-a făcut eroi, sfinți. De aceea eu când am o lucrare, întotdeauna vreau să văd de unde e lucrarea și ce îmi cere lucrarea aceasta. Aici deja se pune un procentaj. Și eu vă spun, când lucrare de la Duhul Sfânt, și a fost o întrebare, și constat că lucrarea e de la Dumnezeu, atunci ascultare 100%. Dumnezeu să ne ajute. Avem exemple bune în privința asta și exemple rele. La lucrări bune. Unul a ascultat. Amații au plecat la război. Au făcut el o târguială cei din Iuda cu cei din Israel. Acum câte delegații, câte scrisori sigilate, câte diplomație au fost acolo, nu știu. Cert e că împăratul lui Israel a dat o oaste mare să-i însoțească pe Amația. Și vine la Amația un proroc și îi spune, dacă ai face fapte mari de vitejie, tot nu vei avea biruință că te-ai asociat cu el. Și ce să fac? Trimite acasă. Dacă o ții 100 de talanți care i-am dat, că el a plătit oameni, ce să fac? Lasă-mă, Domnul îți dă mult mai mult. Știi ce a făcut Amația? O ales toți mercenari și o spus acasă la voi. Îi ascultare de Dumnezeu? Da. 100%. O a avut Amația biruință? Că ascultarea aduce biruință. Doamne, ajută-ne! Dar vin locuitorii din Ierusalim la Ieremia, spune în capitolul 42, și spune, măi, nu vă înșelați, acolo în verset 20 sau când spune, nu vă înșelați, zicând, Ieremia, roagă-te Domnului pentru noi, cere un răspuns de la Domnul. Eu mă rog, vă dau un răspuns, iar voi nu vreți să ascultați. Când e o prorocie de la Domnul, autentică și bună, suntem obligați ca să o ascultăm. Spunem amin? Că dacă facem ca locuitori, știm că Ieremia e proroc. De ce am și mers la el? Întreabă pe Domnul. Dacă nu ne convine prorocia și nu vrem să ascultăm, suntem vinovați.
trecem în partea aceea spre neascultare. Sau sunt prorocii false, rele. Odată, cine e? Ahab cu Iosafat. O pleca să cucerească Ramodul din Galaad, dar Iosafat e pocăit, ăsta e penticostal. Și-o spune, dar ceva proroci, n-aveți? Avem! Cheamă-te proroci, să mă sui, să bat Ramodul. Să uite, unul a făcut niște coarne, să-i înfângea, uite, așa vei bate. Era de la Domnul lucrarea. Măi, Iosafat ăsta, o spune, măi, dar încă un proroc, n-aveți? Ceva nu i-a mirosit lui bine la prorocii ăștia. O văzut că lucrarea nu-i curată. Măi, dar nu mai aveți un proroc? Mai avem unul, dar... Măi, adu-și specială, știți întâmplarea. Din Împărați 22. Deci o prorocire a Iosafat și-o rezervat dreptul să n-asculte. O mai vrut încă ceva de la Domnul. Unii au prorocit rău și voiau să fie ascultați. Eu mă duc aminte, cunosc foarte bine o familie, tineri căsătoriți, în care soacra nu și-a vrut nora. Și atâta o sta cu gura pe ea, că să plece, că nu știe și la băiet, asta e fată, la zic, mai sunt fete și nu știu ce. Dar familia asta avea o prorociță, prorocița lor de casă. Foarte bun prieten. Și prorocița are către băiatul ăsta, nu-i dau numele, către băiatul ăsta am avut o lucrare din partea Domnului, că trebuie să ascult de tata și de mama, că e după voia lui Dumnezeu. Că cum spune, mă, dar tata și mama vrea să vă despartă. Lucrarea e după Biblie. Așa scrie, să ascult de tata, că a spus Nicu ceva cu ascultarea asta. Băi, nu asculta nici de prorociță, nici de tata, nici de mama. Că aici prorocul ăsta, Biblia spune, eu râs despărțirea în căsătorie. Poți să prorocească pe tăti darurile și tătă valuta din lume, eu ca om pocăit, botezat cu Duhul Sfânt, știu lucrarea de la Domnul sau nu de la Domnul. Eu ceea ce mă rog Domnului să ne dea sensibilitatea asta, să știm cine e în spatele poruncii, cine e în spatele ordinului care se dă. Că dacă e din Scriptură, sigur e Duhul Sfânt. Dacă e din prorocie, atunci am dreptul să verific. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și mai am eu încă un gând aici. Când porunca, chemarea, pleacă de la un îndemn interior, că Dumnezeu poate să ne vorbească în cugetul nostru, nu fără niciun proroc, fără nicio vedenie, fără niciun sobor de păstori, poate să ne vorbească în cugetul nostru. Dar și aici, și aici trebuie să deosebim sursa de inspirație. Spune în 1 Samuel 14, că a plecat la război. Și Ionatan, așa un băiat tânăr, puternic, dar cu inimă curată, a spus, măi, hai până la strajă aceea să vedem ce fac. Și ăla care ducea armele, îi spune în versetul 7, Ionatan, n-a ascultat decât de sânțământul tău. O pus un semn, dacă aceia vor spune, suiți-vă la noi, măi, s-o suit și-o dat Domnul mare biruință. Când tătă oastea lui Saul s-o odihnea în corturi, ăștia doi luptau ca niște lei și au reputat o mare biruință. O asculta de simțământul lui, dar era un om cu inimă curată. În Roman 6:12 spune de robia păcatului ca să ascultați de poftele voastre. Noi nu mai suntem rău. Poate și pofta din tine să-ți dea un ordin. Poate și pofta din tine să aibă o dorință, o cerință. Dar eu știu când îndemnul ăsta e de la Duhul Sfânt și știu când îndemnul ăsta e din firea mea. Când 2 Corinteni 10:3 spune, măcar că trăim în firea pământească, noi nu umblăm călăuziți de firea pământească. Versetele care noi răsturnăm izvodirile minții. Și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Omul duhovnicesc va avea imbolduri, îndemnuri duhovnicești. Omul firesc va avea îndemnuri de la poftele firii. Și aici cineva îmi dă ordine, cineva îmi spune să fac. Vreau să vă spun că oamenii lui Dumnezeu duhovnicești au fost parte la mari minuni când au ascultat de îndemnul interior.
Și am auzit, frate, măi, am avut așa un îndemn să trec la tine. Măi, am avut așa un îndemn să vin să spun vorba asta. Sunt îndemnuri de la Duhul Sfânt și de ele trebuie să ascultăm. Doamne, ajută-ne! Eu am așezat porunca. De fapt, m-am așezat pe mine, pe tine. După criteriu execuție, înfăptuire, tu poți să fii ascultător sau poți să fii neascultător. Cu precizările care le-am făcut. Când porunca vine din Sfânta Scriptură, sau printr-un vas autentic, sau printr-o călăuzire specială a Duhului Sfânt, obligatoriu ascultăm. Când nu, ne rezervăm dreptul să fim neascultători. Că noi n-ascultăm de glasul străinului, numai de glasul păstorului. Doamne, ajută-ne! O altă clasificare am făcut eu din punct de vedere al timpului. Pe coordonata timp. Și am așezat ascultarea între grabă și zăbavă. Între grabă și zăbavă. 1 Iacov 1:19. Știți bine, prea iubiți mei, lucrul acesta. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la... Eram un băiețel mic, nu știu cât. Mic. La noi era zi de post. Și un frate a citit versetul ăsta, eu de atunci îl țin minte. Și fratele Ieremia, presbiterul nostru, un om al lui Dumnezeu și proroc, făcut pușcării pentru credință, a spus, n-au fraților, de la versetul ăsta începe pocăința. A spus că aici e capătul pocăinței, de aici începem noi. Eu eram așa am fost de curios, bă, de unde începe pocăința? Și el ne-a spus că de aici începe. Gramnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic, așa suntem? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Nu insist asupra acestui detaliu. Dar unii s-ar putea să fie încet la ascultare. Vă dau un exemplu. Un om avea doi fii, doi ficiori, spune în Biblie. Și o zi la unul, măi, du-te așa, lucrează în via mea. Mă duc, tata. Și nu s-o duce. S-o duce al doilea, măi, du-te și lucrează în via mea. Nu mă duc. Mai pe urmă, i-a părut rău și s-o dus. Eu am spus și altă dată, eu am băieți, dacă mi-ar fi spus unul nu mă duc, a doua oară nu mai spunea. Acum sunt mai mari ca mine, acum nu știu cum e de făcut cu dânsa. Dar eu dacă spuneam dușat în lemn, îmi spui că nu vreau, toată noaptea care a lemne. Ei, dar acum, ăsta s-a dus, dar s-a dus o leacă cu zăbavă. De fapt, aceia doi feciori, nici unul nu-i bun. Nu-i bun nici unul. Al treilea fecior e bun, care a spus, tată, în sulul cărții scris despre mine mă duc și s-a dus. Ăsta e Iisus Hristos. Dumnezeu să ne dea ascultarea aceasta. Deci, din punct de vedere al timpului, am așezat ascultarea între grabă și zăbavă. Am mai așezat eu ascultarea din punct de vedere al calității. Și am spus o ascultare totală sau o ascultare parțială. O ascultare totală, vă dau un exemplu. E război. Un popor mare vine împotriva cui, a lui Iosafat. Și ăsta tremură și se roagă, Domnul, Doamne, ce să fac? O stai liniștit, tu nu lupți, eu lupt pentru tine. Și a doua zi Iosafat, în înțelegere cu poporul, a plecat la luptă. În fruntea oastei a pus, vă doi din aceștia, cu trâmbițele. Acum, dacă era un expert militar, să uita, din coace veneau eu cu un cruntaș, cu zale, cu oare, cu lupusebe, ăsta, 20 în față. Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a luptat pentru evrei și a dat o mare biruință. Fie numele Domnului slăvit. Frații mei, trebuie o ascultare totală. Părea o nebunie ceea ce a făcut eu de ei.
O nebunie părea asta. Dar a fost o ascultare totală. Eu mă gândeam la ascultarea de părinți. Acum fac o mică paranteză. Ce ispită a avut un om cu numele de Ionadab. Se întâlnește prin Ierusalim cu cel mai mare proroc. Toată lumea știa că e proroc, cu Ieremia. Și Ieremia îi spune, Ionadab, hai bine cu mine. Și lepi după cap și îl duce nu la bar, îl duce în templu și îl bagă într-o chilie și îi pune un pahar de vin. Hai, bine, nu-l atras. De bine. Oare cât ți-ar fi refuzat? Când un proroc te pune să bei și în templu. Ionadab zice, eu nu beau. Dar de ce? Tatăl nostru, recap, a spus să nu bem. Asta e ascultare totală. Dar o ascultare care îi place lui Dumnezeu. Și strigă Ieremia, ați văzut pe Ionadab, fiul recap? Niciodată nu va fi lipsit de un urmaș. Dar voi, evreii, care nu mă ascultați, voi care nu mă ascultați, trebuie o ascultare totală, frații mei. Eu când vorbeam odată din Samuel 5, de bătălia de la Refaim, acolo spune că omni filistenii ca să se bată cu David. Și David nu o să o duc la bătaie, că Doamne, să mă duc, du-te că îi bați. Mă, și să o duci, așa i-o bătut de tare și o dat Domnul biruință, o ascultat. După o vreme, ea vine iară. Aceeași armată, cu aceleași arme, în același loc, și David știe ce face? Întreabă pe Domnul, Doamne, să mă duc? Eu nu mai întrebam. Eu cum știu să mă bat cu dânsul, i-am bătut odată, că nu s-alță. Aceleași arme, aceiași oameni, în aceeași vale a lui Refaim, mă duc și îi bat din numai. Dar el întreabă iar pe Domnul, Doamne, să mă duc? Domnul spune, nu, nu te mai duci. Care ar fi ascultat? Și de acolo un detaliu, eu cum văd scena asta de luptă, David cu generali, oameni ăia viteși, cu armă asta, numai scurmă pământul, tot, vor să se lupte, David ce facem? Dar uite vine aceea, David ce facem? Stați liniștit. Și David gura cascat, spus, uite, ce ai mai David? El avea un semn, când veți auzi un vuiet pe deasupra pașii duzelor, atunci să vă duceți. Că era o altă armată de îngeri care zicea. Și ăsta era un detaliu cu așa, David îl știa. O asculta David? Eu am spus, hai să întrebăm pe Domnul întotdeauna. Întrebăm pe Domnul în pofida experiențelor noastre. Întrebăm pe Domnul și respectăm toate detaliile. Dumnezeu e un Dumnezeu al detaliilor și vrea asculta. Eu am predicat odată și am spus că universul ăsta e structurat în roiuri, în grupe, în galaxii, în sisteme, și cât n-are universul ăsta. Dumnezeu e la capătul universului, El îi conduce pe toți. Și odată Dumnezeu a luat un pix, o pană, și a început să deseneze niște furculițe, niște cănițe, și a spus, uite așa să fie furculițe în templu. Apoi asta e treabă de Dumnezeu, cum să fie cănițele la templu. El mai punea un soare, o lună, mai corecta niște galaxii, ceva. Da, asta face Dumnezeu. Îl interesează pe Dumnezeu cănițele și furculițe? Așa cum spune câte una, nu o să uite Dumnezeu la batic, nu o să uite la pantofla, da, nu. Eu zic că Dumnezeu se uită. Eu așa cred că Dumnezeu se uită în adunare la toate detaliile. Când întrebăm pe Dumnezeu, trebuie să ascultăm în toate detaliile. Și vă mai spun încă un gând, tot legat de aici. Îl întrebăm pe Dumnezeu cu dorință de a asculta, nu de a ști. Dumnezeu nu-i grăbit să satisfacă curiozitatea cuiva. El nu vrea să ne facă, noi suntem tari curioși și Dumnezeu ne spune așa ca să știm noi. Nu, nu. Cu credința faptă, cu faptă cunoștința, da? Astea trebuie unite. Eu am spus, pot să am o mașină de 1 milion de euro. N-am. Dar dacă aș avea o mașină de 1 milion de euro, eu încă n-am văzut mașină, să vii aici la Cornești, o mașină de aia super, bagi cheile, aprins luminile și mi-arată mie drumul până în Bosanci. Sunt așa mașini? N-ai cum. Tot după curbă nu vezi, tot că... Ei, așa e cu Dumnezeu. El îți spune să faci un pas. Când ai făcut pasul acela,
îți mai arată încă un pas. Așa e pe calea pocăință. Mai faci încă un pas, îți mai arată un pas. Dar dacă nu asculți la primul pas, stau cu mașina pe loc, eu nu văd poarta. Un să intru o casă. Păi da, du-te că ai să o vezi. Dumnezeu îmi credințează lui Petru adunarea. Petru, paște, mielușei, oițele, miei, și Petru acum e păstor principal. Are ștampila, are tot. Îl vede pe Ioan. Spune, Doamne, cu el ce o să fie? Ce-ți pasă? Dumnezeu nu satisface curiozitatea noastră. Noi îl întrebăm pe Domnul cu dorința de a asculta de Domnul. Doamne, ajută-ne asta. Când am așezat ascultarea pe criteriu calității, am pus între ascultare totală sau ascultare parțială. Vine cu raportul. Să trăiți, frate Samuel. Am împlinit cuvântul Domnului. De aici am citit eu. Bă, dar bihăitul ăsta și... A, ceva, puțin, poporul o păstrat, dar eu... Frații mei, când Domnul ne spune un lucru, trebuie să-l ascultăm în totalitate. Că bucățica aceea din neascultare s-ar putea să ne coste mult. Eu m-am gândit mult la Saul. El nu a luat turmi ca să-și facă șeptelul, să facă mare fermier. Nu, nu. Să fie el cel mai bogat, berbeci, frumoși, oi. Nu. El a luat să jertfească Domnul, la Gilgal. Mergem să facem o sărbătoare mare și Samuel îi spune, Domnul mai mult îi place ascultarea decât jertfele. Acea mică parte care se cheamă neascultare, poate ai ascultat mult, 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 mult din ce ți-a spus Domnul. O bucățică n-ai ascultat. Aceea s-ar putea să te coste. Când vorbim de calitatea ascultării, vorbim de o ascultare totală. Ca să nu mai spun că unii ascultă numai când vorbeam acolo pe criteriu de timp, știi? Unii zgrabnici, unii zăbavnici și unii sliți ca să asculte. Luca 15, cu fiul risipitor. El nu a ascultat de tasă, a fost încăpățânat, a luat partea de avere, când a văzut că moare de foame, mă duc la tata. Să nu trăim ca fiul ăsta, când suntem pedepsiți, bolnavi, avem cancer, suntem nu știu cum, vai, trebuie să asculte Dumnezeu. Nu, nu sălit. Noi trebuie să fim gramnici și din plăcere. Doamne ajută-ne! Când vorbim din punctul de vedere al calității, am spus eu ascultare totală, parțială sau neascultare. Eu mă duc aminte de un împărat care de la 6 ani a fost crescut de un tutore. Și a ascultat de Domnul, cu vremea trăiți în Ihoiada, parcă, nu? Și când ăsta a murit, s-a dedat la idol, scrie în Cartea Cronicilor. Și a venit băiatul lui cu numele de Zaharia și a zis, măi, bagă de seamă, tu nu vrei să asculti de Domnul, Domnul se mânie pe tine. Știi ce a făcut? L-a omorât. L-a pus la cale să-l omoare. Și când murea, Zaharia a spus să judece Dumnezeu între mine și tine. Și a judecat Dumnezeu. Asta e neascultare. Acum eu vreau să închei predica, nu intru în domenii de ascultare, ascultare de credință, ascultare de adevăr, sunt multe ascultări, dar am spus că mă opresc aici și eu mă grăbesc să ajung acasă. Am așezat ascultarea, m-am așezat pe mine, te-am așezat pe tine, am așezat porunca lui Dumnezeu între ascultare și neascultare. Spunând că porunca vine din Scripturi, prin daruri profetice sau prin îndemn interior. Când vine din Scripturi, ascultăm oarb, ascultare oarbă, nu punem. Când vine prin daruri profetice, avem drept să cercetăm. Când vine din interiorul nostru, avem drept să cercetăm. Să nu fie din poftele firii, ci să fie din îndemnul Duhului. Al doilea criteriu a fost cel al timpului. Am așezat ascultarea între grabă și zăbavă. Dumnezeu să ne facă să fim grabnici la ascultare. Am așezat ascultarea din punct de vedere al calității, calitativ, între ascultare totală, parțială sau chiar neascultare. Dumnezeu să ne facă să ne ascultăm pe Domnul. Amin. Amin.